Și aici? De voi, te mai trag eu. Mă învăț. Ia uite asta ce-a făcut. Păi da, mă vrea câteodată. Asta mare. Trage mai în cheie. Lăsa afară. Da, nu spate lăsa. Lăsa să facă asta de fapt. Bun. Să dați încălzămintea jos. Salutare! Am dat drumul așa fără să zic nimic. Bună seara! E seară, Divia? Se consideră seară. Ok. Doamna are probleme lombare. Amețește un pic cu cervicalul și are amorțel pe degetele 3 și 4. Nu? Da. Ok. Sper să se vadă bine. Mariana Stângaciu. Da, asta e din Elveția dus, dar eu vând paturile mele pe care am, adică unul dintre ele, pe care n-am lucrat, de altfel și vând că nu am ce să fac cu el. Deci patul acela pe care lucrează și maestrul meu, îl vând. Scrieți-mi în privat. Ok. Acum, le punem pe spate. Un pic de tot, piciorul stâng. Pe cameră se vede invers. Se și simte aici o rigiditate. Cum se simte când am pus aici? În spate. Spate doar. Da. În spate cam pe unde? Puțin, deci pe coroană. Arătați-mi pe piept și îmi dau seama la spate. Ah, ok. Aici? Nu cred. Deci aici, înțeapă așa, nu? Bun. Din poziția asta, eu vă ridic piciorul, îmi ziceți când doare lombar. Doare? Un pic acum. Aici? Sau nu? Aia, acolo nu contează. Acolo e musculatura, are nevoie de trece. Doare ceva? Acum. În spatele? Da. Deci aici, acum, întinde genunchiul. Doare deja? Da. Undeva la 85 de grade, aproape spre 90. Ok? Acum, lăsăm mâine. Doare? Un pic se ridică aici. Și da? Nu. No. Oh, unde doare? Nu știu, tot zona așa o simt, până aici. Când apăs așa? Da. Se și ridică. Și poate duci în spate. Bun. Ne întoarcem pe parte. Au, 500 de mamă pe care l-am sigur. Mai jos? Doare, nu? Doare cu mâna. Aha. Păi n-am făcut nimic aproape. Da, așa o simt. A, așa doare. Deci, așa o simt. Doare, durerea. Așa, lăsăm mare. Stop, stop, stop. Da. Așa. Lăsăm mare. Aici la fel. Nu stați încă o dată, da? Da. Mai în piept. De afară. Bun. Nu mai săriți că mai rău faceți. Trag aia. Da, la afară. Pe spate. Să nu mă întoarceți aici, da? Stăm așa. Trag aer. La afară.
să-i băgă bale. Trebuie aia? Dă afară. Cu spate? Mai așa. Ușor. Ești un pic inflamat acum. Lăsați picioarele întinse. Ce simți asta? Te ține pe coloană. Pe toată. Te s-a ascultat un picior. Ce? Te s-a ascultat un picior. Păi eu l-am ascultat. Corța de lucru. Lăsa mai. A spus și eu mai. Unde? Că nu ești tot. Am glumit. Am crezut că sunt vedea acolo. Nu. Cum sunteți? Ușor? Mai bine. Întot cu fața în jos? Bun. E super. Așa dormi. Nu? Cu capul în jos dormi? Da. Nu mai dormi pe bortul. Așa, cât merge. Încă o dată dreptul. Bun, până aici și stângul. Nu mai răut. Dar nu? Da. Dar aici? Da, parcă undeva fi parte și mai mult. Mare, mare, mare. Iar ridicați încă pe dreptul, stați cu capul acolo, unde plecați? N-am înțeles. Așa, cât merge? Bun, și stângul? Sus. Un pic mai bine. Ok. Încă o dată? Mai bine, ha? Și celălalt? Vedeți, e mult prea scobit. Asta e construcția. Da, nu scurt nimic. Dar asta e cauza, de-aia trebuie mult să lucrați pe partea din față, pe quadriceps. Bine? Adică mai pot înțeles? Să întindem mai mult. Stați acolo. Deci să întindem musculatura, vă arăt cum. Se întinde, nu? Fac o cârmă aici. Am impresia că 1000
doamne, 1100. Da. Astea sunt mici recorduri. E? Mici recorduri. Nu e ora potrivită. E ora bună, da. Mai să spun una asta cu orbe. Profim? Bun. Dacă zburați? Așa simt. Că zburați. Da. Simt că zbor. Bun. Ia mai ridicat o dată dreptul. Sus, 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 sus. Oh, frumos. Așa cu gimnastică. Scuze. Da. Și celălalt. Deci, așa cu gimnastică. Au de la, la jumate. Very good. Așa, amintați încă o parte. Eu zic că e bine, da? Da, te o simt eu. E bine, câte să iei asta bine. Păi, da. Ușor pe spate. Nu, așa, da, 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 pe spate e bine. Așa, încheiați pantalonii, vă rog. Se ridică așa. Să mai văd o dată, mai jos. Să simt la care sunt celor tensiuni. Totul sus. Și acum aș fi și aia din făcut. Dăm afară, dăm afară. E perfect. L-am făcut cu domnul la 1.78, v-a făcut altul. Dumneavoastră, 1.85. Ok, uite, picioarele sunt egale acum. Dar noi lucrez că tu și... Cum se e bună? Cum ar putea merge și mi-a zbor. Aici, da. Acum îți dai eu pot să mă dă gând. Ce? Mai tine la puteai. Acum înțeleg de ce toate femeile din viața mea zboară. Așa, a, nu-i bine. Ceva nu le face bine, că toate zboară. Da. Ha? Da, e clar. Ceva trebuie să schimbi. Că toate zboară bine. Păi eu cu lacul îmi face spre mine. Da. La cum se zice, da. Prea mult bine. Mi-a rupt de bine. Păi da. Domnule, e relaxată, mai e de plăcută, dar nu încurcișat. Tragem la un che, când ați dat afară, nu trageți, încă o dată, dar să nu țină starea de el, nu se întâmplă nimic. De frică? Nu, simt că mă ține ceva. Păi eu îl trec. Dar trag ușor, nu trag tare. Hai. Dă-o afară, așa, și la jumătate. Bun. Atât, 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 atât. Și respir. Mâinile jos?
Așa, super. Și respir. Bravo. Nu, stai acolo. Ridic eu, am ajuns. Dacă simțeam acolo, așa îmi simțeam acolo, cum mă ține ceva, ceva. Deci simțeam cum mă ține ceva acolo. Și acum? Acum respir ușor, respir. Da? Dar chiar acolo că și văd bine. Păi se luminează un pic și... Părăi, măs. Îmi zice că mă simțeam foarte bine. Great job, thank you very much. Ia, să vă și filmez dacă... Cum e? Dar ușor, e bine acum, nu? Super bine! Se eliberează. Văd mai bine, nu știu de ce, vă simt mai bine, mult mai bine. Ok. Bun, deci eu am cabinetul, dacă dați un click pe poza mea aici la live, aveți un peretele ăla cu informațiile. Cabinetul este la Brașov. Cam atât. Bun, nici nu m-am uitat pe ele, sunt foarte multe mesaje. O faceți pe noi ca la 20. Ca la 20. Vreți? Nu, cred că e mai... Așa o dorință, ha? La mine? Nu, la Domnul, să fiți dumneavoastră ca la 20. Ca la 20? Păi, dacă mi-ați făcut exercițiul ăsta, chiar că mă simt ca la 20. Așa, deci nu pot să mă deplasez prea mult în țară, nu am timp, din păcate. Și sunt mult la Brașov și la... O săptămână pe lună, de obicei ultima săptămână din lună la București. Dar am momentan n-am disponibilitate la București. Ok. Vă salut și eu. Mulțumesc de vă mulțumesc că uite, vă uitați în număr super mare. Sunt 1100 de oameni. Super, primiți că e super. Dar nu toți odată, că nu poți să facă. Salut, salutare, salutare. Bun. Acum, ușor ne întoarcem pe o parte. A, stați să vedem o picioară. Bun. Deci el de aici durea. Uitați da, că timp că... Bun. Oh, ok, doamna a făcut gimnastică, dar avea durere. Da. Da? Deci la doamna de pe aici începea durerea. Da. Acum? Bun. Acum așa, un timp de... Ok, de asta e musculator. Da, e bine. A. Bun, ne întoarcem pe o parte. Ok, să nu înțelegeți greșit, deci nu toți o să aibă mobilitatea asta. Dar doamna avea, mișcarea limitată din cauza durerii. Bun, așa picioarele jos din pat și mă ridic în scaun. Bun, super! Încă 1100, sper să nu fie o eroare. Sunt foarte fericit, vă mulțumesc mult. Puteți dați o distribuire dacă v-a plăcut și mă găsiți și pe Instagram. Uite, scriu acum. Instagram mă găsiți sub numele de ionuț.bobit. Asta e Instagram. Așa. Bun. Vă mulțumesc din suflet. Sau nu se zice din suflet. Vă mulțumesc cu recunoștință. Și da. O să postez când am ceva interesant și la ore bune, uite, asta e o oră bună de postat. La bebeluș faceți, mă întreabă o doamnă acum în privat. Nu fac, din păcate, la bebeluș. Bun, vă doresc o zi bună, ce-a mai rămas din ea și să auzim de bine. Vă salut!